ca și de data aceasta să răspund nevoilor voastre abordând acest subiect, pentru că, din păcate, e o problemă cu care se confruntă încă foarte multe persoane care se află într-o relație cu un manipulator narcisic și nu conștientizează acest lucru decât atunci când se află deja în situații limită. Când nu conștientizează ce se întâmplă, au de foarte multe ori sentimentul că e ceva în neregulă cu ele, sunt copleșite de sentimentul acesta de rușine și rare ori au curajul să vorbească despre ceea ce trăiesc. Cam asta se întâmplă cu persoanele aflate într-o relație cu o persoană ce suferă de tulburare de personalitate narcisică. De fapt, narcisismul, luat așa termenul în sine, nu e neapărat o trăsătură care să fie negativă. Fiecare dintre noi are o anumită doză de narcisism. Dar ce înseamnă narcisismul? Ei bine, numele vine de la un personaj mitologic despre care se spune că a fost pedepsit pentru că a respins dragostea unei zeițe să se îndrăgostească de propria sa imagine reflectată în apă și, prin urmare, acesta sfârșește tragic murind de singurătate. Nu e neapărat o iubire de sine în cazul narcisismului, ci pentru că noi am mai vorbit despre iubirea de sine și aceasta este o trăsătură sănătoasă. E mai degrabă vorba de egocentrism, de situația în care un om se consideră centrul universului și îi consideră pe ceilalți simple obiecte menite să-i satisfacă egoul, să-i crească imaginea de sine, care e o imagine artificială, nu este o imagine naturală. Pentru că, în realitate, narcisicul nu are neapărat o serie de calități extraordinare, ci doar ascunde o slabă încredere în sine, o nesiguranță extrem de mare și de aceea se va folosi de ceilalți oameni pentru a-și crește stima de sine, încrederea în sine. Nu la modul sănătos. După cum știți, noi avem și niște materiale video în care vă vorbesc despre stima de sine, despre încrederea în sine, care sunt calități necesare fiecăruia dintre noi pentru a trăi frumos, armonios, pentru a avea succes, indiferent ce înseamnă succesul pentru fiecare dintre noi. În cazul de față, nu vorbim nici măcar de o trăsătură obișnuită de narcisism, ci vorbim de o tulburare de personalitate narcisică. Deci, încă o dată, insist pe acest termen de tulburare de personalitate. Aștept întrebările voastre și de data aceasta nu uitați, aveți curajul, puneți aceste întrebări, fie că e vorba de o situație cu care vă confruntați voi înșivă, fie că e vorba de situații cu care se confruntă persoane cunoscute vouă și pe parcursul acestui live vă voi răspunde la aceste întrebări și, desigur, până la final sper să reușesc să răspund tuturor. Să vedem așadar ce înseamnă o relație cu un manipulator narcisic și de ce ea este extrem de periculoasă, de ce este toxică la modul metaforic, pentru că sunt sigură că ați auzit și de terminologia asta de relație toxică. Și ce putem face până la urmă să scăpăm din această capcană? Pentru că este o capcană extrem de periculoasă, extrem de dificilă. Iată, încet, încet vă adunați aici. Bună seara tuturor și mă bucur că sunteți aici. Încet, încet începem să creionăm așa portretul acestei persoane, dar și a partenerului manipulatorului narcisic. Pentru că nu oricine se află în situația de a intra într-o relație cu un manipulator narcisic. Există doar anumite persoane și acelea o să vedem îndată care sunt. O astfel de relație este până la urmă o relație abuzivă, pentru că manipulatorul narcisic va abuza partenerul de cuplu, mai ales emoțional. Îl va seduce mai întâi, după care îl va face dependent de el din punct de vedere afectiv, material, din diverse, acolo unde este punctul slab al celuilalt mai ales, da? După care se va folosi de această slăbiciune și va da cu el de pământ de câte ori acesta va încerca să își reclame drepturile, să atragă atenția, să iasă din această capcană pe care i-a țesut-o așa ca o pânză de păianjen în jurul lui manipulatorul narcisic. Adică, știți, cu cât te zbați mai tare, cu atât vei fi și mai mult prins în această plasă de păianjen, în această capcană. Din păcate, foarte greu victimele unui manipulator narcisic ajung să scape din această capcană, pentru că ceea ce le ține acolo este îndoiala cu privire la propria persoană, la raționamentele sale, la ce gândește. Jocul acesta psihologic pe care îl face manipulatorul cu victima sa este unul extrem de pervers și unul de la care cu greu te poți sustrage dacă ești victimă. Hai să vedem câteva trăsături ale acestui personaj pe care îl întâlnim în jurul nostru, un soi de maestru în arta manipulării. De altfel, în 1997, scriitoarea franceză și psiholog totodată Isabelle Nazaraga avea să scrie o carte în care spune: manipulatorii sunt printre noi, și să spună cumva cu voce tare o realitate pe care puțini oameni o conștientizau de plin, și anume că în jurul nostru, printre noi, disimulați, sunt foarte mulți manipulatori narcisici. Sigur că forța de a face rău a fiecăruia dintre aceștia diferă de la caz la caz. Însă e important că autoarea a identificat în jur de 30 de trăsături ale manipulatorului narcisic și de regulă s-a constatat că majoritatea dintre ei întruneau un minim de 20 de astfel de trăsături. Acum nu o să vi le enumăr pe toate, dar o să trec în revistă câteva. Este important de asemenea să știți că nu doar bărbații, chiar dacă folosim termenul generic la masculin, manipulator narcisic, nu doar bărbații pot fi manipulatori narcisici, ci și femeile. Și femeile pot să fie seducătoare, să atragă în capcana lor și apoi să se joace cu emoțiile celuilalt, să-l umilească și să-l facă dependent de ea, folosindu-se de partenerul ei pentru a-și crește ego-ul și a-și apăra o imagine de sine artificială pe care și-o creează. Însă personal m-am confruntat mai rar în calitate de terapeut cu victime ale femeilor narcisice, probabil pentru că există și acest orgoliu al bărbaților care îi împiedică să admită că au avut de-a face cu o persoană cu astfel de tulburare. Din păcate, să știți că există situații care ajung să fie foarte periculoase. Un joc din acesta de putere pe care partenera îl poate face partenerului, da? Partenera manipulatoare, narcisică, încât ajunge să-și piardă liniștea celălalt, da? Partenerul ei. La fel se întâmplă, sigur, și în cazul bărbaților manipulatori narcisici și personal victime ale acestora îmi trec pragul cabinetului. Deci cu femeile care au fost victime am lucrat mai mult și de aceea poate că m-a preocupat acest subiect când am constatat o astfel de realitate. Nu mi-aș fi închipuit că este atât de comună și atât de des întâlnită decât odată cu practica terapeutică. Dar hai să vedem cum recunoaștem, spuneam, nu? Pentru că asta urma să vă transmit, cum recunoaștem un partener care se află în această tulburare de personalitate narcisică. În primul rând, spuneam, este egocentrist 100%. Trăiește așa cu un sentiment de grandomanie. El este cel mai important. El are întotdeauna dreptate, toți ceilalți sunt proști, nimeni nu știe nimic, nimeni nu se ridică la nivelul lui și această aroganță pe care o manifestă în toate relațiile sale, nu numai în relațiile de cuplu, determină și un dispreț față de ceilalți oameni și un limbaj ironic, tendința de a umili. Pe de altă parte, mai au o trăsătură, femei sau bărbați. Trăsătura asta este mitomania. Sunt mari mincinoși și de câte ori le arăți că au spus o minciună, le demonstrezi că au spus o minciună, ei vor nega cu vehemență. Vor spune nu, eu nu. Nu despre mine, ai înțeles tu greșit și au o tendință de a te lua prin învăluire, de a întoarce, de a-ți răstălmăci vorbele, de a-și răstălmăci propria afirmație, aproape că te nebunește de cap, cum se folosește așa, să folosesc o expresie populară, încât ajungi să te îndoiești tu însuți de faptul că celălalt a spus o minciună, deși lucrurile sunt evidente. Și aici au o artă în a minți, pentru că trebuie să-și apere o imagine. Cam asta este motivul. Apoi există o permanentă nevoie de control. Ei decid, ei sunt cei care au dreptate, ei trebuie să știe de ce faci un lucru, să faci doar ceea ce își doresc ei, mai ales în relația de cuplu, pentru că acolo au mai multă putere, dar, repet, și în alte relații. De asemenea, nu-și asumă niciodată nimic. Dacă, spre exemplu, te-au rănit, te-au jignit, îți vor spune că tu ești persoana vinovată pentru faptul că l-ai împins să te jignească, l-ai forțat. Chiar și dacă te lovește, pentru că sunt și astfel de situații, îți va spune, nu e vina lui, tu l-ai provocat, uite ce m-ai făcut să-ți fac. Și începe să plângă, începe să dramatizeze, pare el suferindu-l, victima, după ce te-a lovit, spunând că tu l-ai împins. Și aproape că din victimă, pentru că nu ești rănită, ajungi să te transformi într-o salvatoare. Îți este milă când îl vezi plângând, rănit, suferind, vai, cum am putut să-l fac să mă bată. Nu? Iată acest joc la care te supune. Pare o poveste așa din exterior, dacă stăm să ne gândim. În realitate, dragii mei, numai cine este într-o astfel de relație înțelege cu adevărat ce trăiește o victimă a unui astfel de manipulator. De asemenea, este, că tot vorbeam de agresiune, are niște impulsuri agresive, uneori e paranoic, cineva vrea să-mi facă rău, ai ceva împotriva mea, iată, ceilalți au plănuit, mă vei trăda și prin urmare va ajunge să te urmărească, să pună camere de luat vederi în casa ta, sisteme de urmărire pe telefon, pe mașină, microfoane, pentru că se teme că îl vei trăda, că îi vei face rău, că îl vei înșela. Deci are acest comportament paranoic care, încă o dată spun, dacă ești atent, o să vezi, atentă, o să vezi că se manifestă nu doar în relațiile cu tine ca victimă, dar și în relațiile cu celelalte persoane din anturajul său, profesionale, familie chiar. De asemenea, este o persoană care trăiește prin celălalt. El nu are o o coloană vertebrală. Nu are niște principii de viață, nu are un scop al lui personal. Scopul lui este doar să-și mențină o imagine. Se folosește permanent de ceilalți. Acum hai să vedem cum ajungi, pentru că sunt sigură că vă întrebați, dacă n-ați trecut printr-o astfel de situație sau nu cunoașteți pe nimeni, vă întrebați cum poți să ajungi într-o astfel de relație. Cine ar intra într-o relație cu un astfel de om? După toată descrierea aceasta pe care i-am făcut-o, probabil că te vei gândi doar să fii nebun să intri într-o astfel de relație. Ei bine, să știți că foarte multe persoane intră într-o astfel de relație, pentru că, așa cum spunea psihologul francez Isabelle Nazaraga, ei sunt printre noi, mai mulți decât ne-am putea imagina. Pentru că sunt camuflați în persoane seducătoare, în persoane extrem de atrăgătoare, de binevoitoare, de drăguțe, gata să-ți facă oricând pe plac. Pentru că ăsta este principiul pe care funcționează un manipulator narcisic, seducția. Mai întâi alege victima. Și de regulă, victima este o persoană aflată într-un moment delicat al vieții. O persoană care a trecut printr-o despărțire și care are nevoie să-și comunice trăirile, să-și plângă suferința și iată găsește pe cineva gata să o asculte, să o înțeleagă, să o protejeze, să-i dea dreptate. Este un excelent ascultător, te susține în toată această durere pe care tu o trăiești. Sau s-ar putea să te afli într-o situație în care ai pierdut pe cineva drag, te afli într-un moment de doliu, o situație în care ți-ai pierdut locul de muncă sau te afli pur și simplu într-un moment de criză al existenței tale. Sau poate n-ai destulă încredere în tine. Și aici este, cred că, elementul cel mai important, este punctul vulnerabil, călcâiul lui Ahile, i-aș zice eu. Da? Acolo este punctul sensibil. Când sunt câteva elemente care te face să n-ai destulă încredere în tine. Poate că te consideri insuficient de atrăgătoare sau de frumoasă. Poate că consideri că ai anumite defecte și că nimeni nu te-ar putea iubi, nimeni nu te-ar putea place. Sunt foarte multe aspecte pe care le miroase foarte ușor acest manipulator narcisic, care e un vânător excelent, miroase prada chiar și când e greu să o depistezi. Și vine seducător și te atrage, activează dopamina prin faptul că îți oferă sentimentul acela de bine, de plăcere, e persoana ideală. Îți satisface toate dorințele, vine la tine cu buchete de flori, te invită la cină, gătește pentru tine, îți face cadouri, surprize, te ridică până în înaltul cerului, dar atenție mare că de foarte multe ori te lasă să cazi direct de acolo. Dar nu te lasă prea mult să suferi, pentru că dacă vrei să te retragi, va veni din nou și te va ridica pe nori ca să poată din nou să te doboare. De ce ar face asta, acest munteni rus? Pentru că pur și simplu are nevoie de tine ca de o resursă pentru ego-ul lui, să se folosească de tine. Și atunci știe care sunt butoanele pe care să apese. Ce a făcut în tot acest timp în care te-a ascultat, în care a fost alături de tine și te-a sedus? A identificat care sunt punctele tale vulnerabile ca să știe pe ce butoane să apese. Și când ți-e lumea mai dragă, dacă până acum îți spunea, dar ești minunată, ei, cum, nu ai, nu știu, nu ai sânii prea mari, dimpotrivă, ești atât de voluptoasă, exact ce-mi place, după care îți strântește câte o replică din aceea care te jignește exact în acel aspect fizic unde tu nu te simți foarte sigură, știu eu care ar fi acesta, pentru fiecare dintre noi variază, tocmai ca să te facă să suferi, să dea cu tine de pământ. Orice ar fi, am dat un exemplu pe care l-am întâlnit de curând la o clientă, dar exemplele pot fi multiple, da? Nu ești prea sigură de calitatea ta intelectuală și faptul că tu n-ai reușit încă să termini niște studii, deși ți-ai dorit și el are aceste studii, nu va, cum să vă spun, la început îți va spune, dar ești foarte inteligentă, dar ești extraordinară, dar ai niște idei, ai o minte strălucită. Cum poți să spui asta? Eu te admir. Ca imediat când simte că pierde controlul să-ți spună că ești proastă, că nu te duce capul, că nu ești în stare, că fără el n-ai fi nimic. Vedeți acest joc permanent și lucrul ăsta nu se întâmplă o singură dată. Pentru că dacă se întâmplă o singură dată, tu ai tendința să te retragi. Dar vine permanent cu acest joc până când ajungi să nu mai conștientizezi ce se întâmplă, să nu-ți mai dai seama că e ceva în neregulă cu tine, cu el și cu relația. Pe urmă, apelează la un șantaj afectiv, pentru că va plânge, va suferi, spune că ți-ai bătut joc de mine, m-ai făcut să te iubesc, tu m-ai determinat, fără tine eu nu pot trăi, am să-mi pun capăt zilelor, o să pierd totul, m-ai distrus, mă distrugi, n-ai cum să pleci, sau ai ajuns ceea ce ai ajuns datorită mie, eu te-am făcut ceea ce ești, eu am să te distrug dacă tu vei pleca. Dacă mai aveți și copii împreună, îți voi lua copii, voi întoarce împotriva ta, voi demonstra că ești o mamă denaturată, știu eu ce ai făcut atunci și asta voi folosi la proces împotriva ta, te voi distruge. Iată, șantajul afectiv este urmat de amenințări, dar în tot acest timp are loc și devalorizarea ta, să-ți arate că nu ești nimic fără el, că nu ești în stare de nimic, să folosească orice element aflat de la tine, ca în filmele acelea polițiste americane, tot ce spui poate fi folosit împotriva ta, deci ai dreptul să nu spui nimic. Deci atenție, tot ce spui va fi folosit, iată, pentru a te devaloriza permanent, încât ajungi și tu să crezi că nu te pricepi. Mai ales dacă sunt relații de căsnicie care durează ani întregi și când ani întregi auzi, nu ești în stare, nu te duce capul, fără mine n-ai fi putut. Ba chiar preia controlul asupra vieții tale, financiar, relațional. Te vei trezi într-o bună zi că nu mai ai prieteni, că ai rupt toate legăturile cu familia. Pentru că pur și simplu te rupe de familie și te trezești singur sau singură. Nu mai ai prieteni, nu mai ai familie, ți-a îndepărtat pe toți, iar alții au tendința să îți seducă familia, să pară atât de buni, atât de iubitori. Din afară, oamenii aceștia par bărbatul perfect sau femeia perfectă și toți te vor invidia. Toți vor spune, dar sunteți un cuplu minunat, dar ești exagerată sau exagerat, iată cât de drăguță, cât de drăguț este, cât de frumos se poartă și are grijă să se poarte astfel cu ceilalți și să te pună pe tine în situații neplăcute, să arate familiei tale chiar că tu ai o problemă, că tu ești absurdă, că tu ești rea. Și atunci își va atrage prietenii tăi, familia ta de partea lui, iar pe tine te va pune într-o situație nedreaptă și chiar vei fi tu însăți criticată, deși tu ești o victimă, pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă cu adevărat. Rușinea, ține minte, este ceea ce te oprește să spui adevărul despre ceea ce trăiești în spatele ușilor. Îți va fi rușine să spui familiei cum ești umilită, îți va fi rușine să spui prietenilor ce ți se întâmplă și ce dramă trăiești dincolo de ușă, în relația ta de cuplu. Și apoi te vei gândi, nimeni nu te va crede. Dacă într-adevăr e ceva neregulă cu tine, cum te-a făcut să crezi ani întregi prin acest joc permanent psihologic. Și, repet, tendința este să te distrugă pur și simplu dacă nu îi satisfaci permanent ego-ul, îți manifesti un minim de independență. Nu există așa ceva în fața unui manipulator. Ok, dragii mei, v-am făcut așa un tablou al unei astfel de relații toxice, nu e un termen des folosit, pe care oamenii o trăiesc atunci când sunt într-o relație cu o persoană care suferă de o tulburare de personalitate narcisică. Dar aștept și întrebările voastre. Am început așa mai în forță de data aceasta, dar sunt sigură că aveți câteva întrebări. Ia să vedem dacă da, deja sau câteva. Iată, Alex spune perfect adevărat, multă dreptate am, îmi spune Raisa. Da, din păcate, da, aș vrea să n-am dreptate, aș vrea să spun așa ceva nu există, sunt cazuri foarte rare, din păcate însă nu sunt rare deloc. O să explicăm mai târziu și de ce nu sunt rare, cum se ajunge la o astfel de tulburare și de ce nu reușim să ieșim dintr-o astfel de relație, de ce oamenii nu reușesc să iasă. Claudia, iată ce ne spune, exact așa este, perfect descris, am trăit aceste experiențe din ianuarie până acum o săptămână. Nu a ajuns să mă lovească pentru că am avut grijă de această latură, tatăl meu a fost foarte violent. Pe mine m-a atras cu inteligența lui, cred că se documenta înainte să mă dea pe spate cu cultura. Și da, mă jicnește așa de frumos, exact ceea ce spuneți este identic. Da, pentru că e un tipar pe care îl au toți. Și da, chiar dacă pare amuzant ceea ce spune Claudia, că pare că se documentează, chiar se documentează. Da? Ei știu foarte bine, sunt ca la vânătoare. Ia să vedem, această persoană, ce o atrage? Inteligența. Ok. Cultură generală. Citim câte ceva, ascultăm ce subiecte. Este foarte atent la ce spui tu, la ce faci tu. Fiecare cuvânt pe care îl spui va fi folosit împotriva ta, cum se spune. Da? Îți va prinde la început toate slăbiciunile ca să le folosească mai târziu. Mai întâi pentru a seduce și a te da pe spate. Nu, iată, știți cum este? Ca și cum a apărut din visul tău. E omul la care ai visat mereu. Femeia perfectă, bărbatul perfect. Este exact ce mi-am dorit de o viață. Iată, după atâtea experiențe neplăcute, am întâlnit omul perfect. Dragii mei, când e prea frumos să fie adevărat, nu este adevărat. Nu este adevărat. Oamenii au și calități și defecte și trebuie să fim atenți dacă o persoană are numai calități și pare că s-a născut ca să mă slujească pe mine, adică să mă facă fericită. Nu, realitatea e undeva la mijloc. Dacă omul acesta vine și te seduce dându-ți tot ceea ce tu dorești, părând că trăiește pentru tine, clar se află în categoria manipulatorilor narcisici. Deci da, cred cu certitudine că nu e o glumă și că într-adevăr s-a documentat înainte de a se întâlni cu tine, pentru că știa un lucru, vrea să te seducă. De asemenea, te poate seduce, de exemplu, prin complimente, prin fapte, prin tot ce ți-a lipsit. A avut timp destul să discute cu tine până când să înceapă seducția, ca să afle ce-l interesează. Ce mai spuneți voi aici? Bună seara, Iulia! Bună seara, Cipri! Ia să vedem, Alex, ce ne spune Alex? Sunt însurat de aproape 15 ani și totuși crezi că nu se poate întâmpla, doar în filme. Da, într-adevăr, ai sentimentul că așa ceva nu există în realitate, că nu ție ți se poate întâmpla, că nu poate să fie. Și chiar erau niște filme la un moment dat despre genul ăsta de manipulatoare, care fie pozează la început într-o femeie, apropo că avem nu intervenția unui bărbat, pozează într-o femeie ingenuă, drăguță, plină de atenție, și apoi se transformă într-o adevărată vrăjitoare pe parcurs și, repet, te va abuza, te va manipula, te va minți, se va juca cu nervii tăi și cu sentimentele tale și le va călca în picioare fără nici cea mai mică mustrare de conștiință. Nu însemni nimic pentru ea, nici tu, nici nimeni altcineva. Și te trezești ani întregi stând lângă o astfel de parteneră sau un astfel de partener și parcă ai sentimentul că ceva neregulă cu tine e, nu cu celălalt. Și, repet, spuneam, rușinea este ceea ce ne împiedică să vorbim despre asta, pentru că cineva din exterior ar putea, dacă ar ști, să vadă lucrurile altfel, să ne ofere o viziune mai obiectivă asupra realității. Dar tu ajungi să te îndoiești și tu de tine. Că dacă partenerul ăsta minunat, bun, seducător ți-a spus toate astea, înseamnă că și te face și dependent de ea sau de el, da? De la caz la caz. Asta este o tendință de a te face dependent, adică îți oferă una caldă, una rece. Acum ești în rai, acu dă cu tine de pământ, acu te ridică, acu te coboară. Deci e o permanentă nebunie din asta și pentru partea aia pozitivă simți că, ok, ai greșit dacă a fost bun și a fost minunat, înseamnă că tu ai greșit, că tu ești defect, că el a fost minunat sau ea a fost minunată la început, dar uite ce ai ajuns să faci cu celălalt. Dacă ai pierdut admirația, e din cauza ta, deci categoric tu ești persoana defectă. Cipri, ce ne spune? Cum putem discuta la început cu o femeie dacă nu știm dacă are sau nu vreo relație? Păi pur și simplu putem întreba. Găsim întotdeauna o modalitate prin care să întrebăm dacă nu avem cum să aflăm. O întrebare așa mai pe departe, politicoasă, da? Nu trebuie să fim așa direcți, ai o relație, ci știu eu, poate partenerul tău aduci cumva în discuție printr-o întrebare. Dar ia să vedem ce ne mai spui tu. De ce nu putem scăpa de persoanele seducătoare narcisice? Păi, cred că tocmai am anticipat întrebarea ta, Cipri, pentru că te seduc, pentru că îți dau una caldă, una rece și te fac dependent prin latura aceea frumoasă, adică te face să te simți minunat. Dacă în general, noi avem o slabă încredere în noi înșine, avem un gol, o nevoie emoțională și celălalt ne prinde acest gol și se folosește de noi împlinindu-ne golul, atunci noi avem permanent sentimentul ăla, dar am fost în rai. Dacă am fost aruncat din rai, adică am avut la început ceva extraordinar cu această persoană. Dacă am pierdut, înseamnă că am făcut eu ceva greșit. Ce-am făcut? Și celălalt are grijă să mă învăluiască așa și să-mi spună, păi da, tu m-ai făcut să te jignesc, tu m-ai făcut să te înșel, tu m-ai făcut să te mint, tu m-ai făcut să fiu agresiv și așa mai departe, tu m-ai împins. Nu, eu uite, am fost la început bun, am fost drăguț, te-am adorat. Și tu începi să te gândești, dar cum? De ce? Ce-am făcut greșit? Păi asta ai făcut greșit. Și încet, încet se repetă lucrurile, da? Încă o dată, iar ți oferă, iar te trântește. De câte ori vrei să te retragi, te atrage din nou în capcană. Iarăși îți oferă ceea ce îți dăduse la început sau iarăși se transformă într-o victimă care plânge, suferă, dar ce mi-ai făcut? Cum o să trăiesc fără tine? Nu pot să-mi faci asta. Îmi voi pune capăt zilelor, spune femeia manipulatoare, poate mai des decât bărbatul manipulator. Și vei trăi toată viața cu păcatul acesta pe suflet că m-ai împins la moarte. Tu mă împingi. Nu va face niciodată. Stai liniștit, și totul este numai teatru. Sunt maestri în arta asta. Teatru. Totul este un joc pentru ei. Nu prea există consistență. Dar ajungi să crezi că ceea ce spun ei este adevărat. Ia să vedem ce mai întrebați voi. Sepia spune, soțul meu are un asemenea comportament. De fiecare dată când se întâmplă ceva rău, este din vina mea. Crede că le știe pe toate și dacă îl contrazic, se supără, nu-i convine, uneori devine chiar agresiv verbal. Deci, categoric, se încadrează în această categorie. Repet însă că nu toți manipulatorii narcisici sunt extrem de agresivi și te distrug, îți distrug încrederea, personalitatea, nu liniștea, pacea. Unii mai puțin, alții mai mult. Depinde de cât de mult le satisfaci nevoile. Ei au niște nevoi. Dacă tu le satisfaci, atunci ei nu vor fi extrem de agresivi cu tine. Dar dacă începi să te răzvrătești, să vrei să fii independent, independentă, să îți impui punctul de vedere, să spui că nu ești de acord cu punctul lui de vedere, vrei libertate, dar bun, în sensul bun al cuvântului, abia atunci vei activa latura agresivă din ei și nevoia de control. Deci agresivitatea lor de multe ori are legătură cu cât de mult îi satisfaci sau nu nevoile. Ia să vedem ce mai spuneți. Alex, durează doar primele 2-3 luni, după care începe calvarul. Și cei mai grav este că tu începi să-i găsești scuze. Așa este, într-adevăr, de foarte multe ori începi să-i găsești scuze pentru că se victimizează. Tocmai ce spuneam, are tendința asta de a te șantaja afectiv. N-am putut, n-am fost, sunt fragilă, mie mi s-a întâmplat, ceilalți m-au făcut să mă port așa, tu m-ai făcut să mă port așa, dar eu nu pot să trăiesc fără tine. Adică, vezi, e jocul acesta foarte subtil care se petrece în timp. Deci e un joc extrem de subtil din punct de vedere psihologic. Și vreau să vă mai spun un lucru, dragii mei, pe care vreau să-l rețineți. Oamenii aceștia, de regulă, nu au capacitate de empatie. Când tu îi spui, tu nu înțelegi ce simt eu când trăiesc asta, nu înțelegi că mă jignești, mă umilești, sufăr, mă doare, este inutil, nu înțelege. Își imaginează, poate să presupună, dar această persoană este incapabilă să simtă ce simte celălalt. E ca și cum ar avea un handicap emoțional. Nu au capacitatea de a simți ce simt semenilor. Știți că în copilărie un bebeluș, un copil în general, nu neapărat un bebeluș, dacă aude un alt copil plângând, va începe și el să plângă. Deci este această empatie care se manifestă instinctiv la oamenii obișnuiți. La oamenii cu tulburare de personalitate narcisică nu există milă dacă vede un om rănit. Nu există iubire. Ei nu iubesc, dragii mei. A iubi înseamnă a vrea să aduci bucurie celuilalt. Ori ei nu fac asta. Pentru ei, ceilalți, repet, nu sunt decât obiecte. Deci, incapabil de empatie, de a simți ce simte celălalt, de a se pune în locul celuilalt, incapabil să simtă emoții autentice pentru ceilalți oameni, ei vor mima. se vor preface. Vor vedea că dacă plângi, dacă plânge, tu vei fi emoționat și va începe să plângă. Exersează, ajunge să reușească, fără să-l doară sau să simtă ceva. Va vedea că dacă preia din gesturile tale, tu-l vei crede empatic sau o vei crede empatică. Dar totul este un joc de teatru, nimic autentic. Și atunci ai cere să simtă ceva este inutil. Ia să vedem ce mai spuneți voi. Așa. Bună seara, Constantin, bine ai venit. Ia să vedem ce ne zice George, că vara e cald și iarna e rece. Nu știu exact ce vrei să spui, la ce faci aluzie, dar da, ia să vedem. Alex, știam că se întâmplă ceva, dar nu puteam să găsesc cuvântul magic până acum o lună, când m-a făcut narcisist și a insistat să-mi citească comportamentul. Interesant. Deci cumva ți-a întins o capcană și a spus tu ești cel narcisist și a făcut un joc din acesta de inversiune a rolurilor. Da, e interesant, pentru că dacă tu ești narcisist, înseamnă că tu o ții în capcană pe partenera ta. Dacă nu ești narcisist, atunci îi dai voie să plece, să fie liberă, fericită, dacă asta o face fericită, și nu o ții cu forța într-o relație. Vedeți, manipulatorul narcisic asta face. El nu pleacă din relație, el nu vrea să plece, pentru că el nu pierde. El trebuie să câștige permanent. Da? Deci asta e... Așa, ia să vedem. Constantin spune că este interesant subiectul. Bărbații care fac parte din triada întunecată, machiavelici, sociopați și narcisici, sunt mereu atrăgători pentru că sunt oameni de succes și femeia alege în genere acest aspect. Se poate ca manipulatorul narcisic să fie o persoană de succes, dar nu e obligatoriu. El poate să nu aibă succes, dar să mimeze succesul. Adică să fie totul așa, un balon umflat, care în realitate la primul ac se va sparge. Și imaginați-vă că dacă personalitatea manipulatorului narcisic e ca un balon, câtă obsesie, câtă grijă are el ca acest balon să nu fie spart. Orice realitate din exterior va putea sparge balonul personalității lui. Așa că atâta furie și atâta încrâncenare va avea în a-și apăra egoul nu umflat ca un balon, pentru că odată spart, el va trebui să fie în fața unui vid interior, un vid care îl înspăimântă. Pentru că el nu are o personalitate autentică, totul e o mască, înăuntru e un copil mic, speriat. Apropo de asta, din punct de vedere emoțional, manipulatorul narcisic este blocat undeva în jurul vârstei de 3-6 ani din punct de vedere emoțional. Acolo este el blocat și de aceea se comportă, dacă dăm un pas în spate și ne uităm la comportamentul lui așa un pic mai detașați, o să vedem exact ca un copil se comportă. Un copil care dă cu fundul de pământ și țipă că vrea asta și mama îi va da, pentru că dacă nu plânge până se învinețește, dacă știți expresia asta, bietul copil. Dacă mi-a cerut, nu știu, dulciuri la miezul nopții, deși eu știu că dulciurile îl îmbolnăvesc, mă duc la miezul nopții, că plânge copilul, se învinețește. Da? Cam asta este. Copilul ăsta care vine și dă cu pumnii în tine că ești o mamă rea pentru că nu-l lași să se uite la televizor, la desene sau să se joace până la miezul nopții. Dar e copilul tău și chiar dacă te lovește, dragul de el, mititelul, cum să, nu? Cam asta este ceea ce se întâmplă. Deci lui s-au întâmplat niște experiențe în copilărie cu propria mamă, cu propriul tată, de umilință și a fost folosit cumva, umilit de unul dintre părinți și hiperprotejat și supraevaluat de către un alt părinte sau ignorat de celălalt. Și atunci s-a produs o identificare cu unul dintre părinți, cel care l-a abuzat prin umilire. Știm cu toții că sunt acei părinți care își jignesc fiul, îl iau peste picior, folosesc tot timpul ironia și copilul, de fapt, nu va face altceva decât să se blocheze emoțional și scopul tatălui să-l facă dur, să-l facă bărbat. În realitate, el va ajunge să-l urască pe tatălui, pe ceilalți și să se identifice cu comportamentul agresorului, tatăl agresor, și să ajungă să manipuleze la rândul lui. Deci, de regulă, unul dintre părinți a fost manipulator și a copiat cumva comportamentul. Dar, repet, blocat este undeva la vârsta de 3-6 ani și cred că metafora cea mai potrivită, din câte am citit sau din câte mi-am imaginat, la câte m-am gândit, e asta cu balonul. Păi e un vid interior dacă s-ar sparge balonul. Cine sunt eu? Nu? Cine mai sunt eu? Și, repet, oamenii sunt obiectele care îi cresc. Ia să vedem ce mai spuneți voi aici. Claudia, sincer, mi-am dat seama că e manipulator după cam 4 luni. I-am spus, apoi a început un alt capitol, cel cu mila. Păi da, apropo de șantajul emoțional, a început să spună că e foarte depresiv și că el mă prețuiește mult și este conștient că nu mă merită. Da, sigur că da. Deci, vedeți, îți dă exact ce vrei. Tu ești vulnerabilă. Tu ai această capacitate. Deci, în general, victima unui manipulator narcisic are această tendință de a salva pe toată lumea, de a fi foarte empatică, extrem de empatică, extrem de sensibilă și când îl vede suferind, trebuie să-l salveze. Nu se mai gândește la sine. Nu pot să-l las. Va fi distrus fără mine. Și de bună voie rămâne mai departe în această capcană. A funcționat așa. Că dacă n-ar fi funcționat așa, ar fi trecut la agresivitate. Și agresivitatea, repet, nu e întotdeauna fizică, ci amenințare, agresivitate emoțională. Repet, ei nu acceptă să piardă. Vreau să vă mai spun un secret pe care să-l țineți minte. Arma oricărui manipulator narcisic este cuvântul. Cuvintele sunt cele care te învăluie. Sigur că mai au și altele în cutia lor de magie, da? O mulțime de trucuri, dar cuvântul este principalul mijloc cu care te menține în această capcană a relației abuzive. Așa, ce mai spuneți, Cipri? Păi și atunci cum ne dăm seama de la început? Din păcate nu ne dăm seama și intrăm în relație și putem avea probleme pe termen lung. Așa este, Cipri, da, nu ne dăm seama. Dar dacă suntem un pic mai, uite, de exemplu ați participat la acest live, ați urmărit și alte videoclipuri pe care eu le-am postat pe canalul meu de YouTube pe această temă. Deja, poate ați mai citit câte ceva, niște articole, niște cărți, deja aveți o imagine, știți cum acționează. Și atunci poate că e bine să verificați, să testați, să vă luați un timp, să nu vă aruncați cu totul. Iar în momentul în care ați simțit acest joc, minciuna, ați simțit că te devalorizează, că te-a jignit, imediat reacționezi. Noi nu reacționăm pentru că spunem, Doamne, dar persoana asta e minunată, mi-a dus luna de pe cer și mi-a pus-o la picioare. Cum pot acum să mă retrag? Vreau să-l fac să fie ca la început. Vreau să o fac să fie ca la început. Asta este iluzia în care, capcana în care cădem. Nu există acel început. Acel început a fost o minciună. Și atunci, chiar dacă e după o lună, chiar dacă e după 3, chiar dacă e după o jumătate de an, de regulă după câteva luni se deconspiră, uneori și mai repede, imediat iei atitudine și spui gata, că te-ai îndrăgostit deja. Ok, strângi din dinți, dar măcar îți salvezi, nu, sănătatea. Pentru că ajungi să ai probleme de sănătate la un moment dat, să-ți distrugi viața întru totul într-o astfel de relație. Este cutremurător ce trăiesc anumite femei care tremură de frică. Tremură de frică și n-au curajul să iasă dintr-o astfel de relație. Ce va spune? De multe ori vin la terapie tremurând. Nu știu ce mă fac, mi-a spus că mă distruge, vreau să plec, dar mi-e frică, mă va găsi, m-a amenințat cu copilul. Vrei să pleci și e prea târziu. De aceea este foarte important să faci lucrul acesta de la primele semne. Gândește-te, de exemplu, la următoarea situație. Ți-a dat o întâlnire. Da? V-ați dat o întâlnire. Ne vedem sâmbătă la cafea, la nu știu care cofetărie sau da, la nu știu ce cafenea. Ok, și te duci acolo și aștepți. Și stai 10 minute, o jumătate de oră și nu mai vine și te întrebi de ce n-a mai venit. Și suni, a, dar mă simt rău, e, dar cum tu, cum nu te gândești? Păi, da, mă faci să aștept, nu, ca prostul aici, ca să folosesc așa limbajul, că până la urmă asta e realitatea, dincolo de termenii academici pe care îi folosim, realitatea cu care ne confruntăm, asta este, nu? Mă faci să aștept aici 10 minute, o jumătate de oră, o oră și nu-mi dai niciun semn. A, cum? Adică tu nu mă înțelegi pe mine că mă simt rău, dar ești absurd, dar mie mi-e rău de nu mai pot, am pățit nu știu ce. Vedeți ce joc subtil? Nu încep așa ceva și tu începi, dă, chiar așa, cred că sunt insensibil, sunt cum pot, beata femeie sau nu, de la caz la caz se simte rău și eu mă supăr degeaba. Vedeți cât de subtilă este această învinovățire, acest teatru, această... Fiți foarte atenți, încă de la început sunt semne, mai mici sau mai mari și spuneți stop cât nu e prea târziu. Așa, ia să vedem, cunosc, spune Claudia, și femei care, cred că am sărit un pic, da, femei care amenință bărbații că se sinucid. Sigur că da, deci spuneam că manipulatorul narcisic nu este mai femeie sau bărbat, da? Sunt și femei, sunt și bărbați în egală măsură. Laura, dacă există tot acest joc, una caldă, una rece, dar nu este însoțit de agresivitate fizică, poate fi vorba tot de un manipulator narcisic? Da, agresivitatea nu este numai fizică, este și de natură emoțională. Când tu ești distrus din punct de vedere psihic, când nu mai ai liniște, când trăiești într-o nebunie din asta permanentă, într-un carusel de emoții, când bine, când rece, nu e normal. Cum trebuie? Dragii mei, definiți termenul de relație sănătoasă. O relație sănătoasă este atunci când te simți fericit, te simți împlinit, când te simți respectat, când luați decizii împreună, când țineți cont de nevoile celuilalt și celălalt ține cont de nevoile voastre. Într-o relație sănătoasă te simți bine. E nu doar împlinitoare, ci și o resursă. Ori o relație toxică e o relație de tipul celeia pe care o descriu de câteva minute, da? Și atunci clar ne dăm seama, nu trebuie să te lovească, să-ți dai seama că e un manipulator narcisic sau în orice caz un partener abuziv. Ia să vedem ce mai ziceți voi, Monica, ce înseamnă minciuna patologică a narcisicului? El își dă seama că minte? Bineînțeles că își dă seama că minte. Minte ca să-și apere personalitatea, să-și apere... El e cel mai... Ce apără? O imagine falsă. Eu sunt cel mai bun, cel mai grozav, sunt centrul universului, nimeni nu mai este ca mine, eu am numai calități, sunt perfect. Și oricine are de gând să spună că nu e așa, lovește în mine și eu trebuie să apăr asta. Și ca să apăr asta, mă folosesc de minciună. Dar minciuna devine un fel de a fi, mitomania asta. Pentru el nu există principii morale, că e bine, că e rău. E genul de om care calcă pe cadavre. Nu există. Binele și răul raportat la ce? Nu este decât binele lui. Atât. Și atunci minte ca să-și atingă obiectivele. Fără limită. Și e maestru și n-a mințit. Da? Alex spune, a insistat pe acest subiect de comportament. Mi-a trebuit 3 zile să-mi iau inima în dinți și să mă documentez pe YouTube. De o lună ascult 3-4 canale și pe toate, 3-4 canale de YouTube și pe toate am trăit toate aceste descrieri. Da? Le-a identificat. Deci e perfect adevărat. Iată. Din păcate, nu mi-aș dori. Bună seara, Maria, bine ai venit. Joc de teatru, de ce nu merge la facultatea de teatru? Da, e, să știi că ar fi o variantă mai sănătoasă, într-adevăr, dar din păcate da, alege să joace pe scena vieții cu sufletele unor oameni care sunt sensibili, empatici, sinceri, gata să dăruiască din prea plinul inimilor. Da, plânge și râde la comandă, spune Florin. Așa este, plânge și râde la comandă pentru a-și atinge scopul. George spune, câți dintr-100 suntem narcisiști? George, nu știu să-ți spun, nu am studii. Știi de ce? Pentru că oamenii nu mărturisesc. Narcisicul nu prea merge să dea teste de personalitate, narcisicul nu e dispus să meargă la psihoterapeut pentru că lui este bine așa și dacă ar merge, intenția lui este să-l păcălească pe terapeut ca să demonstreze celuilalt sau celorlalți că e în regulă cu el. Și să știi că un narcisic poate să păcălească foarte ușor un psihoterapeut fără experiență. Pentru că v-am spus, mimează foarte bine, da? Știe ce te ascultă, e atent, știe ce vrei să auzi și îți spune exact ceea ce vrei să auzi. Da? Deci nu știu câți din 100, dar să știi că sunt mulți. Trece de la victimă la agresor schimbând rolurile, da, așa este, Florin, schimbă foarte des rolurile. Dacă funcționează lucrurile atunci când este agresor, e foarte bine. Dacă nu funcționează, atunci mai repede trece la agresiune. Da? Deci ori agresiune, ori victimă. Plânge, se vaietă, da, te șantajează emoțional. Ok? Claudia, menționez că am 44 de ani, nu mai sunt așa naivă, dar totuși am avut ceva răbdare cu el. I-am dat aproape în fiecare lună câte o șansă. Da, e foarte teatral, a jucat toate rolurile posibile. Da, așa este și n-are legătură cu vârsta, ci are legătură cu nevoile noastre. Toți avem. Eu cred că este om pe lumea asta care să n-aibă o nevoie acolo, în sufletul lui, o slăbiciune. Și asta este, că celălalt îți satisface exact această nevoie, îți prinde exact această slăbiciune. Hai să o luăm așa, când eu n-am nevoie de nimic, când eu știu cine sunt și ce valorez, intru într-o relație pentru că cineva e minunat. Ok, mă simt bine, îmi place, asta mă face fericită, nu? Chiar dacă am 40 și ceva de ani, ok, e în regulă. În momentul în care celălalt va folosi un prilej ca să mă atingă, să mă umilească, să trag așa câte o clapă, da? Cum se spune, adică să folosească aceste comportamente, clar îmi spun ceva e în regulă cu cealaltă persoană, nu cu mine. Clar, ăsta nu e un joc corect și mă retrag până aici. Dar dacă eu am o nesiguranță, eu știu, mai găsesc eu un om ca el, dar e un om atât de minunat, dar îmi spune, vorbește atât de frumos, nu știu, e un amant grozav, nu? Pentru că unii folosesc și sexualitatea pentru a te seduce. Sau, uite, mi oferă cadouri. Da? Generozitatea materială, dar câte mi oferă, dar câte daruri, câte, e un om extraordinar, dar câte complimente îmi face, câte vorbe frumoase îmi spune dacă eu am o problemă cu imaginea de sine, cu stima de sine. Și atunci tu știi cine și spui, ok, n-am nevoie de tine, mie mi-e bine și singură, eu pot trăi cu mine însă, îmi sunt foarte mulțumită, n-am nicio problemă. Dacă găsesc pe cineva egal cu mine, bine, dacă nu, asta este. Nu fac compromisuri. Despre asta este vorba, că celălalt plânge, ok, îmi pare rău pentru lacrimile tale, e problema ta, eu știu ce am trăit, umilința pe care am trăit-o și nu sunt de acord cu asta. Stop! E simplu, dar repet, atenție, niciodată agresorul, manipulatorul narcisic nu va intra într-o relație cu o persoană puternică, cu încredere în sine, echilibrată, care nu are nevoie de nimic. Va simți întotdeauna punctul tău vulnerabil, călcâiul lui Ahile, știți, v-am spus. Ce mai ziceți voi? Nu le place să vadă că evoluezi, că te descurci singur, simt că nu mai ai nevoie de ei și se simt amenințați. Perfect adevărat, Sepia, așa este. Alex spune, mai grav este că mi-a spus că de fapt narcisistul dă vina pe partener, că el este cel cu probleme de narcisism. Da, vedeți, jocul ăsta de a întoarce lucrurile împotriva celuilalt, de a răstălmăci. Tu ești narcisist pentru că mi-ai spus mie că sunt narcisist. Dragii mei, nici nu mai contează că are această tulburare de personalitate. Repet, e o tulburare de personalitate. E o patologie, dar nu e diagnosticată pentru că el nu merge să-și diagnosticheze această patologie. Da? Și de aceea e greu de identificat și jocurile astea nu există. Ai ieșit din astfel de relație. Nu e ușor. Nu e ușor pentru că te-ai trezit deodată singur, pentru că te-ai izolat de toți ceilalți, că nu mai ai încredere în tine, că ți-e frică. De aceea nu e ușor să ieși dintr-o astfel de relație. Și sunt niște pași pe care trebuie să-i parcurgi. Să știți că trebuie să vorbesc despre asta. Pe platforma mea de cursuri mychange.ro găsiți un curs care este dedicat tocmai acestor relații cu un partener manipulator narcisic, în care te învăți, mai ales în situațiile în care ți este frică și te simți ca într-o capcană, care sunt pașii pe care i-ai de făcut să-i identifici pe manipulatorul narcisic, să ceri din nou ajutorul, ce măsuri de apărare să-ți iei pentru că ești într-un război și ai nevoie de măsuri de apărare și cum anume să reușești să te protejezi și să ieși în siguranță dintr-o astfel de relație. Deci pe mychange.ro găsești acest curs, acest program dedicat special celor care se află într-o relație cu un manipulator narcisic și nu pot ieși de acolo. Și bineînțeles și cum să-ți crești din nou stima de sine, încrederea în sine, astfel încât să reușești să îți reiei viața, să te bucuri din nou de viață, să revii la o viață normală. Asta dacă ai nevoie de mai mult. Eu sper să-ți fie de folos ceea ce îți ofer în acest material video și în celelalte videoclipuri de pe platformă, dar dacă simți că nu poți și ai nevoie de mai mult, pe mychange.ro găsești soluția. Ia să vedem ce mai spuneți voi aici. Bună seara, Alexandra! Din păcate, o astfel de persoană te face să crezi că tu ești cel cu probleme, că tu ești dependent, obsedat, când te vrea, când nu. Am pățit, din păcate, totul a luat sfârșit când a trebuit să îmi dau demisia. Da, încă un aspect important, manipulatorul narcisic nu este numai un partener de cuplu, ci că mi-ai ridicat așa mingea la plasă, Cipri, ci este și poate fi o rudă, un prieten, poate fi un coleg care îți face zile fripte și nu înțelegi, pur și simplu te terorizează, sau poate fi un șef, da? Un astfel de manipulator narcisic. Deci, mare atenție! Și comportamentele sunt, sigur, adaptate acelui tip de relație, dar funcționează tot ca o capcană care amețește victima și o epuizează și o face incapabilă să se mai apere. De unde poți ști că ești șantajat emoțional? Alex răspunde Alexandrei, șantaj emoțional prin șantaj, haos, pretenții de nerealizat. Da, când ești șantajat, ești amenințat. Dacă tu nu faci ceea ce spun eu sau nu rămâi în relație cu mine, voi spune tuturor despre asta. Probabil că aveți voi un secret, o slăbiciune. Sau dacă îți voi lua copilul și nu-l vei mai vedea niciodată, voi demonstra că ești o mamă denaturată pentru că, uite, stai mereu peste program. Fără să spun stai mereu peste program pentru că eu nu muncesc și avem nevoie de bani ca să ținem casa, pentru că eu mă folosesc de banii tăi și atunci muncești numai tu. Dar eu spun nu, eu demonstrez, zice manipulatorul, că ești o mamă denaturată, că stai peste program și n-ai să mai vezi copilul. Iată, deci asta e o formă de manipulare, de șantaj emoțional. Sau mă sinucid, îmi pun capăt zilelor, m-ai distrus, voi pierde tot, mă terorizez, mă lași, nu știu, al nimănui, a nimănui, m-ai sedus și m-ai abandonat, o să spun tuturor, iată, și chiar spun, au tendința să se plângă în stânga și în dreapta ce le-ai făcut, cât de crud ai fost sau crud ai fost. Da, dacă tu ții secret și ți este rușine să spui ce trăiești, ei n-au nicio problemă să pozeze în victimă și să strige în gura mare oricui e gata să-l asculte cât de mult l-ai trădat, l-ai folosit, sau ai trădat-o, da? Deci asta este șantajul, da? Vei pierde ceva dacă îl părăsești, te vei simți vinovat, te vei face de rușine, deci sunt diferite forme de amenințări. Ceva la care ții de regulă, da? Uite ce frumos spune Florin, narcisicul este omul cuvânt, nu omul faptă. Foarte bine spus, într-adevăr. Claudia, da, acest om a fost ignorat de mama lui chiar de mic, apoi de tatăl lui a fost învățat să fie un luptător, să lupte, că așa fac bărbații adevărați. Vedeți? Păi nu este adevărat, dragii mei, copilul nu înțelege ironia, copilul când este umilit, împins, forțat să facă niște lucruri, să-și nege emoțiile, se simte abuzat. Tatăl zice, fii bărbat. Stai un pic, bărbat nu înseamnă să n-ai emoții, să nu le manifesti, că emoțiile fac parte din structura noastră, din funcționarea noastră firească, biologică până la urmă. Și atunci, dacă ți-ți sunt negate emoțiile, care e mecanismul tău de relaționare cu mediul și cu lumea, atunci ajungi să te identifici cu abuzatorul și devii un abuzator la rândul tău, pentru că ăsta e mecanismul tău de supraviețuire. Și iată cum te trezești devenind un manipulator narcisic. Da? Cam asta este, într-adevăr. Dar asta nu-l scuză, pentru că ajungem cu toții adulți și trebuie să înțelegem când ceva funcționează sau nu. Alex ne spune, ajungi să ai probleme de sănătate pentru că recurge la metoda de epuizare, deci te epuizează din punct de vedere fizic și psihic. Da, cam asta este ceea ce simte victima unui abuzator, unui manipulator. Florin, ce mai spui tu? Nu contează ce este narcisicul, femeie sau bărbat, pentru că toți merg după același tipar. La început ești tot ce mi-am dorit, nu? Femeia vieții mele sau bărbatul vieții mele. Niciodată nu m-am simțit cu cineva atât de bine din punct de vedere sexual, dar nu numai. V-am spus, uneori poate să folosească sexul ca monedă de schimb, alteori cuvântul, complimentele, alteori folosește ca monedă de schimb nu știu, banii, statutul financiar, statutul social. Sunt foarte multe moduri în care te prinde. Păcat că ne-am cunoscut mai devreme. Când încep problemele, toți, că nu ne-am cunoscut mai devreme, când încep problemele, toți vor mediere de cuplu. În cazul unui manipulator narcisic nu e nevoie de mediere de cuplu, e nevoie să ieși din relație. Da, manipulatorul va merge la psiholog pentru tine ca să-ți demonstreze, prefăcându-se la psiholog, că el n-are nicio problemă și că toate funcționează perfect. Sau să-ți demonstreze că, uite, am fost și acolo și tot nu s-a rezolvat. Deci tu ai o problemă, nu eu. Da? Deci folosește și acest lucru. Singurul lucru pe care îl poți face este să te salvezi pe tine. Alex, nu, Sepia spune, mă simt rău de mult timp și nu înțeleg de ce, neliniștită și nesigură pe mine. Sepia Black, de asta te simți rău, de asta te simți neliniștită și nesigură, pentru că te afli într-o astfel de relație abuzatoare. Relația, în loc să fie un cadru liniștitor din punct de vedere afectiv, este dătătoare de agitație, de neliniște. E un barometru foarte important. Încă o dată vă spun, cum trebuie să ne simțim într-o relație? Care trebuie să fie starea noastră? Care e scopul unei relații de cuplu? Și dacă nu am toate aceste lucruri pe care eu știu clar că trebuie să le am într-o relație, înseamnă că ceva nu e în regulă. Și încep să mă documentez, încep să întreb. Când cineva te jicnește constant, îți pune la îndoială calitățile constant, te face dependent de el, clar, este o persoană manipulatoare. Clar, această relație este o relație toxică sau abuzivă. Da? Ia să vedem ce mai spuneți voi. Narcisicul pervers nu este mulțumit niciodată, se simte bine doar când este lăudat, ridicat în slăv și în centrul atenției. Perfect adevărat, Alex, ai punctat exact. Încearcă să păcălească și un psiholog profesionist, sigur că da, chiar am întâlnit situații, am avut colege care au, și trebuie să vă mărturisesc că am și avut în cabinet un astfel de personaj, da, care a încercat, dar sigur că atunci când a văzut că nu obține ceea ce dorește, da, să demonstreze că este soțul care merită să fie primit înapoi de soția lui, când a văzut că nu obține ceea ce dorește, s-a retras. Deci încearcă. Uneori le merge, alteori nu, depinde. Bun, ia să vedem ce mai spuneți voi. Cu ce medicamente? Da, nu există niciun medicament, George, cu care să tratezi un manipulator. Un manipulator, dacă vrea el, da, să înțeleagă ce îi se întâmplă, va accepta să se confrunte cu frica aia de care se protejează prin minciună și va avea curajul, împreună cu un psihoterapeut, să sondeze toate durerile, trăirile de atunci din copilăria lui, de la 3-6 ani, și să le vindece pentru a începe să-și construiască un eu autentic, să fie din nou în contact cu emoțiile lui și să învețe să aibă relații sănătoase. Dar este o poveste de lungă durată și lor le este bine așa. De ce ar merge ei la psiholog? De ce ar cere ajutorul? Vedeți? O victimă se duce pentru că simte durerea. Dar niciodată narcisicul, pentru că el se apără de realitate și lui este bine așa cum este, celorlalți le este rău. Florin, ce spui tu? Să poți ieși dintr-o relație de dependență, trebuie să înțelegi jocul, să accepti că totul a fost o iluzie. Sigur că da, acesta poartă măști, duce viață dublă, ai perfectă dreptate. Laura, ce ne spui tu? Mereu are dreptate, chiar dacă nu ești de acord cu el, se supără, te acuză, nu mai este de acord, trebuie să ai grijă ce spui, e obositor, pretinde că nu cere nimic și niciodată nu greșește. Așa este, sunt extrem de obositori oamenii ăștia. Relația cu ei e permanentă agitație, permanentă nebunie. Ăsta e scopul lor, să creeze o stare de urgență. Acum, imediat. Creând starea de urgență, de tensiune, reușește să obțină ceea ce vrea, să te învăluiască. De aceea, repet, dacă simți lucrurile astea, trebuie să ceri ajutorul și să ieși cât mai repede dintr-o astfel de relație. Cât mai repede, să nu-ți fie rușine că trăiești asta, să vorbești cu ceilalți, chiar dacă ceilalți spun rudele tale, da ce om minunat, da ce norocoasă ești, prietenele tale, nu, vai, da ce norocoasă ești, sau prietenii tăi, da ce femeie ai, nu? Atenție, ai curajul să spui adevărul. Nu tuturor, dacă nu vrei să o spui tuturor, dar măcar celor apropiați care te pot sprijini, care îți pot fi alături, și începe să faci un plan pe care să-l pui în aplicare pas cu pas. Și cel mai important din toate este să te redescoperi cine ești tu. Cine ești tu, ce calități ai care este valoarea ta, care sunt principiile tale, valorile tale de viață. În ce crezi tu? Care sunt principiile? Cum îți dorești tu să trăiești? Când tu ajungi să te întorci la tine, la cel care ai fost până în momentul relației, tu ai uitat să mai trăiești pentru tine. Totul se învârte în jurul lui. Viața ta parcă nu e altceva decât o sursă pentru celălalt. E ca un vampir energetic, sigur, metaforic vorbind, da? Trăiește prin tine, se folosește, te distruge pur și simplu. Deci oprește-te și spune cine sunt eu, cum vreau eu să trăiesc, care sunt valorile mele, care sunt calitățile mele și întoarce-te la tine. Consolidează-ți încrederea în tine, ai curajul să treci prin suferință, prin durere. Atenție, cineva spunea la un moment dat dintre voi că se întoarce la tine sau îl ierți, te întorci sau te întorci la ea. Din nou, o ierți, ți este foarte greu, da? Pentru că foarte repede uităm. Ele se asociază suferința cu plăcerea. Da? E ca un joc din acesta pervers, o asociere de stimuli, plăcere, durere și atunci nu umilință, suferință și plăcere, de aceea ți le oferă așa și atunci, acum să nu vă închipuiți că ei sunt atât de lucizi și stau și analizează așa cum discutăm noi. În schimb, psihologii au fost cei care au analizat și au identificat aceste tipare, iar acum, aflându-le ție, ți este ușor să le identifici la ei, dar ei nu le fac neapărat nu le conștientizează, le fac cumva instinctiv, da? Manipulare instinctivă. Sigur, unii își iau informații, unii sunt conștienți, dar mulți dintre ei o fac instinctiv, da? Și atunci, repet, e foarte important să înțelegi că există acest mecanism de asociere, plăcere, suferință și tu când te desparți, practic acea parte care a trăit plăcerea intră în sevraj și ai nevoie din nou de celălalt. Și în general trăirea asta tensionată te face să te simți viu și o persoană care s-ar purta onest și corect cu tine devine o persoană plictisitoare. Nu te provoacă, te plictisește, nu te atrage. Vedeți? Și atunci ai tendința să te întorci din nou la celălalt. E foarte pervers acest joc. Bun. Ce mai spuneți voi aici? Laura Emi spune, după 26 de ani trăiți cu un narcisic, liniștea te neliniștește? Da, te neliniștește, așa este, foarte frumos spus. Claudia, sper că ți-am răspuns la întrebare, că nu se poate vindeca acest sindrom neapărat. Constantin, dacă răspunde Laurei. Alex, miercuri trebuia să fie ultima ședință, i-am spus clar că sunt epuizat fizic și psihic și că merită ceva mai bun, însă nici nu vrea să audă de divorț. Dar asta este interesant, că nu vor să divorțeze, nu acceptă separarea. Da. Florin, Alex, tu îi asiguri statutul de doamnă, mamă, mă rog. Nu știu exact ce conversație aveți voi aici. Agitația, tensiunea, scandalul, cearta, toate acestea îi energizează și un narcisist nu se va schimba niciodată. Alex, 99,9% ai dreptate. Sunt extrem de rare cazurile în care un narcisist, cu ajutorul unui psihoterapeut, ani întregi de terapie se va vindeca. Da? Gândiți-vă că e extrem de... Lui este bine așa. Deci, da, putem spune niciodată, deși e cam mult spus, dar da. Bun, dragilor, da, e un mecanism de supraviețuire pentru el și de aceea apelează la astfel de joculețe. Ai dreptate, Constantin, despre asta este vorba și de aceea nici nu iese dintr-o astfel de relație. Dragii mei, Sper ca această întâlnire să vă fi făcut lumină asupra relațiilor voastre sau ale celor apropiați, să înțelegeți care este mecanismul care se declanșează și care funcționează într-o relație cu un manipulator narcisic și cum să vă feriți, cum să ieșiți dintr-o astfel de relație abuzivă și dacă aveți nevoie de mai mult de ajutor în acest sens, găsiți pe platforma mychange.ro, unde există cursuri dedicate exclusiv acestui subiect, dar și altor subiecte. Noi încheiem aici în această seară. Îmi au rămas bun de la voi, vă mulțumesc că ați fost alături de